Consulatul General al României la Gyula a organizat ieri în sala de festivități Van Haim a liceului Harukern Ianoș o recepție oficială pentru Ziua Națională a României. La eveniment au participat aproximativ 300 de persoane din Ungaria și România. Participanții s-au bucurat și de prezența preasfințitului părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, și a preasfințitului părinte Sofronie, episcopul Oradiei. Sărbătorirea Zilei Naționale a României în Ungaria este un prilej de bucurie pentru că ne întâlnim cu membrii comunității istorice românești din această țară. Este cu atât mai îmbucurător cu cât an de an vedem cum înfrățirea dintre cele două popoare dobândește noi valențe, dar cred că este și mai semnificativ pentru această comunitate istorică ce nu a avut șansa să facă parte din România Mare, să se bucure alături de românii de pretutindeni de Ziua Națională. Este o adevărată sărbătoare, atât datorită faptului că ne aflăm în inima comunității românești din Ungaria. În acest oraș sunt și cele mai multe și reprezentative instituții ale comunității istorice românești din Ungaria, dar și prin programul prezentat, prin mesajul transmis de domnul consul general, prin programul artistic care a însuflețit inimile tuturor participanților și, bineînțeles, prin persoanele intelectuali, profesori universitari, conducători de instituții, veniți din diferite orașe importante din România, din Arad, din Timișoara, din Oradea, chiar și din Baia Mare. Sunt deosebit de onorat să fiu gazda manifestării care marchează aici, la Gyula, în mijlocul comunității istorice românești din Ungaria, centenarul Marii Uniri, respectiv Ziua Națională a României. Ne bucurăm în această seară de prezența reprezentanților comunității istorice românești din Ungaria, alături de care au sosit ca să ne bucurăm împreună reprezentanți ai autorităților publice din România, parlamentari, alături de reprezentanți ai altor instituții care ne-au sprijinit în organizarea acestui frumos eveniment. Ne bucură de asemenea prezența clericilor din Biserica Ortodoxă. Biserica Ortodoxă Română este un factor decisiv în păstrarea identității culturale, lingvistice, etnice și religioase a comunității istorice românești din Ungaria. Evenimentul a început cu intonarea imnurilor de stat ale Ungariei, României și Uniunii Europene de corul Pro Musica din Gyula. A urmat apoi un program cultural oferit de artiști români consacrați din diferite zone ale țării. Recepția oficială de Ziua Națională de la Gyula a încheiat șirul acestui gen de manifestări organizate de reprezentanțele diplomatice românești în Ungaria.